Starea de urgență în Republica Moldova a fost prelungită cu încă 60 de zile și va intra în vigoare data de 4 februarie. Hotărârea a fost aprobată astăzi de Parlament în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit autorităților, necesitatea prelungirii stării de urgență este determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea energetică, dar și cea națională. În context, am întrebat cetățenii ce părere au despre această decizie. Doar o singură persoană dintre cele intervievate de colegii noștri a fost de acord cu prelungirea regimului stării de urgență. Ceilalți consideră că asta nu va duce la nimic bun. Voastră, cum considerați? Este necesară această stare de urgență? Este. Este. De ce? Războiul nu s-a terminat în Ucraina. Problemele din complexul energetic și celelalte probleme și iarna nu s-a terminat. E asta de a în prima oară putem discuta. N-are rost. De ce credeți că ar... De ce fel de stare de urgență? Dacă e tot în regulă, tot e normal. În principiu, nu e necesară. Nu este, nu e necesară asta. Deoarece la noi nu e război ca în țara vecină. N-avem nimic cu dânși, e tot liniște. Și-a-s părerile mele. Din ce motiv credeți că autoritățile totuși vor să... Că nu poți să iei puterea în mână. Iată, asta-i. N-au posibilitate să dea indicații. Dacă nu-i starea de urgență, mă rog, e mai ușor pentru a primi o decizie oricare. Nu trebuie să ne mintă, trebuie să se țină de cuvânt și noi, cetățenii, vom simți asta, dar deocamdată noi nu simțim că lucrează oameni cinstiți cum se cade, care luptă pentru țară, nici la judecate, nici în anumite oficii publice, nici la primărie. Starea de urgență nimic nu va decide și nimic bun nu ne va face. Noi trebuie să muncim și să cerem sinceritate din partea fiecărui conducător. Eu consider că nu trebuie. Cât se poate să fim în stare de urgență, pun toată presiunea pe război. Trebuie singuri să economisim și să știm cum să economisim, dar autoritățile trebuie să ne susțină cât de cât și să nu ne implice niște rame foarte incorrecte. Și stare de urgență? Nu cred că este ceva ok. Eu cred că autorităților le trebuie. Pentru ce? Ca să ne ții sub control cetățeni. Ce anume ar schimba? Păi vom fi mai ușor de manipulat. Poporul nostru greu se spune controlului, înțelegeți? Noi avem o leacă, am aprins tradițiile este democratice și, după cum se vede, guvernărilor noastre nu le prea place. Amintim că ultima dată starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită în decembrie 2022. Decizia a fost luată în cadrul ședinței plenare din 1 decembrie, iar decizia a intrat în vigoare din 6 decembrie.